Bună seara! Nu, să nu faceți niciun semn, băieți, că de acum vă mănânc pe toți. După cum ați văzut, suntem deja în direct. Este marți și am alături de mine pe unul dintre consilieri județeni, care, din câte văd eu până acum și la toate solicitările pe care le-am adresat de a fi alături de noi și de a răspunde întrebărilor mele, încercând să lămurim cât mai multe chestiuni legate de cel mai important legislativ din județul Neamț, adică Consiliul Județean, este vorba de domnul Alexandru Mihai. N-am zis Mihai Alexandru, deci am tot timpul intenția să spun așa. El este consilier județean din partea Partidului Conservator, unicul consilier din partea acestei formațiuni politice. În seara asta, sincer să fiu, am putea vorbi despre, avem atâtea subiecte de vorbit, ce faceți dumneavoastră acolo la Consiliul Timp să avem. Județean. Da, timp să avem, nu avem foarte mult timp să discutăm despre chestiunile astea, dar aș vrea să le explicăm cetățenilor, pentru că până la urmă ăsta este rolul meu, să vă aduc în fața lor și să încercăm să le explicăm cam cum funcționează când spun legislativ, mă refer la Parlamentul Județean, dacă e să-i spunem așa. Recunosc cu mâhnire că eu mi-am propus, când am început această serie de emisiuni, și mă destăinui acum, că mi-am propus să aduc alături de mine în studio toți consilierii județeni, toți 35. Să spunem, Acum în mai sunt prezent vreo sunt 31. 32 sau 31, 31 31 sunt. în funcție, măcar pe aia să-i fac. Dar sunt vreo câțiva, mulți la număr, prea mulți la număr, care nu doresc să vină să dea ochii cu dumneavoastră, doamne. Nu, e vorba de mine, e vorba de dumneavoastră, eu cred, așa cred. Uite că la domnul Alexandru Mihai nu e o problemă. Mai sunt, nu sunt toți așa de închiși. Mai sunt unii care răspund provocărilor, între ghilimele, înaintate de mine. Bun. Ultimele două ședințe de Consiliul Județean au fost. În ultima Da, săptămână, în haideți. săptămâna precedentă, au fost Haideți să două. începem cu aia de aia ordinară, de la începutul lunii octombrie, în care am crezut că se mai liniștesc apele, se mai culcă pe ureche unii oameni, se mai lasă tonul, vocea mai jos. A fost un bâlci mai maxim decât, dacă nici n-are grad de comparație, dar nu știu cum să mă exprim, să înțelegeți. A fost un bâlci maxim, total. Cel puțin, trebuie să recunosc, au fost două sau trei personaje în acea ședință. Domnul, nu am putut să nu remarc, că s-a întors domnul Gabi Farcaș, care era nevorbit de foarte multă vreme și toată ședința a vorbit vrute și nevrute. Domnul Dan Vasile Constantin, care trebuie să recunosc că este cel mai bun încasator pe care l-am văzut eu vreodată. Orice jignire i s-ar adresa, orice injurie sau orice, o primește și își ține în linia dreaptă. Nu știu, nu vă simțiți bine dumneavoastră ca și reprezentant al cetățenilor din județul Neamț în acest for legislativ, că sună ca naiba, da, asta e. O să dau două răspunsuri. Răspunsul scurt, nu. Răspunsul mai amplu, sunt nevoit până la urmă să stau la orice ședință, oricum s-ar desfășura a Consiliului Județean, pentru că am fost trimis acolo de cetățeni. Nu e un act, să spun, doar de bunăvoința mea ca să mă duc la asemenea ședințe. Eu Da, cred nu că sunt vorbim de. obligat să mă duc la asemenea ședințe, dar Păi, putem să facem. aici e problema și hai să facem un joc de cuvinte. Una e să fii obligat să mergi la aceste ședințe și una e să te duci, cred, cu conștiința faptului, băi, mă duc acolo să discut ceva. Dumneavoastră spuneți că De sunteți multe obligat. ori, de multe ori, Și știu și de ce ședința spun. ia o turnură. Eu, Nechita, Alex Nechita de la Realitatea, sunt obligat să mă duc la acele ședințe. Și sincer să fiu, am ședințe de prin 2002-2003 încoace, aproape la toate am fost. Poate obligație sună într-un Sunt anumit fel, obligat. discutăm de o datorie pe care consilierii județeni o au de a se Nu. duce la ședințe și de a promova proiecte. Da, datorie poate fi, dar în momentul în care, după aproape 3 ani de mandat, ajungi să participi la ședințe din care 80% sunt bălci, și ceea ce ați discutat acolo n-are nicio legătură cu cetățeanul din Neamț. Nu știu dacă eu așa văd Da, lucrurile și cred că. există asemenea reprize, să spunem, Dar dacă sunt prea continuăm multe, într-o domnul. notă veselă, au fost mulți nevorbiți pentru că nu s-a întâmplat ședința de luna trecută ordinară și probabil că au avut Da, multe de transmis, dar cum se face că
ăia care... Acum discutăm și discutăm... Aia care nu vorbim niciodată, chiar nu vorbim niciodată. Bun, întrebați-i pe dânsii dacă da. O să vă răspundă, dacă vorbesc sau nu vorbesc. Dar, într-adevăr, e vorba de unele orgolii personale, pot să spun, între două, trei, maxim patru persoane, că mai mult de atâția nu sunt și nu dăm nume. Acum, dacă participați și participați la fiecare ședință, ați văzut cam despre cine este vorba. E problema lor. Într-adevăr, afectează imaginea Consiliului Județean. Nu e problema lor, asta e problema. E din problema păcate noastră, și până la urmă. Imaginea altora care poate nu au vreo vină și care sunt cei acolo și sunt puși în aceeași oală. Eu aș lăsa deoparte toate orgoliile astea. Bine, astea afectează, aș lăsa deoparte faptul că poate nu aveți o instituția Consiliul Județean, legislativul nu are imagine foarte bună în momentul de față, pentru că, sincer să fiu, de fiecare dată când scriu, sincer să fiu, în ultima perioadă, n-am mai scris, că nu mai poți. În alte mandate, chiar așteptam un moment de ăsta puțin mai tensionat să scriem și noi, să, o dezbatere, o contradicție, erau foarte rare. Bine, nici... Există o cheie, o să fiu scurt aici. Singura cheie, și cred că am mai discutat-o și la dumneavoastră emisiune, este comunicarea. Dacă, și indiferent de partide discutăm acum, că acum e un partid la putere sau o coaliție, mâine va fi alt partid, altă coaliție, dacă înainte de ședință și discutăm înainte, nu cu o jumătate de oră, cu o zi, cu două, cu șase zile, să spunem, ar fi cel mai bine cu șase zile, pentru că cu cinci zile înainte de ședință se dă drumul la materiale, să spunem așa, se știe ce se va discuta. Ei, dacă ar exista o asemenea comunicare, eu cred că multe din aceste discuții nu s-ar mai întâmpla și presa chiar n-ar mai avea subiect. Subiect de cancan, nu subiect. S-ar discuta, într-adevăr, subiectele, s-ar diseca proiect cu proiect, ceea ce s-a dezbătut în respectiva ședință. Păi asta, pe mine și pe colegii mei, ne interesează ce proiecte înaintează președintele, vicepreședinții, cum sunt expuse, unde se duc banii, dacă se duc banii, ce drumuri se construiesc, se refac, exact, se repară. Investiții, ne interesează proiecte, dezvoltare. Asta nu ne interesează pe noi, asta interesează pe cetățeni. Pentru că dacă, nu știu, la o rectificare de buget se află că în comuna X s-au dat nu știu câte sume de bani pentru refacerea unui școli sau a unui drum, cetățenii de acolo vor citi ziarul și zic, băi, în sfârșit s-a întâmplat ceva sau era logic să se și întâmple. Chiar s-a întâmplat, dacă e să ne întoarcem la ultima ședință, cea extraordinară, chiar se întâmplă asemenea investiții. Bine, acum banii sunt puțini. Da, bine, totdeauna, niciodată nu sunt suficienți. Întotdeauna cotele defalcate din TVA și din impozitul pe venit și acel mărunțiș care ajunge la, că e mărunțiș, că nu poți să-i spui altceva, la drumurile județene, că ai acolo 83 de localități și, unu, trebuie să împarți banii în funcție de, cum spunea și domnul președinte Culiță Tărâță, el a avut la prima rectificare, n-am înțeles eu ce s-a întâmplat acolo, între una și alta, n-am înțeles. Vine și spune în felul următor, domnule, au împărțit banii ăștia în funcție de numărul de locuitori, exact, proiectele avansate în, nu, au fost într-un mai multe anumit criterii. Stadiu de derulare. Exact. Ne-am uitat și la banii pe care i-au mai primit până acum primăriile, conform ordonanței 28 în cele trei tranșe. Așa. Și am dat la aia care nu prea au primit. Nu? Asta înțeleg eu. Cam astea au fost criteriile, dar și un cost, să spunem, per kilometru pentru reparații ale drumurilor. Corect. Acolo cred că 20 de lei pe kilometru, nu știu, a fost o formulă în acest sens. Cei mai mulți bani s-au dus în felul următor. La primăria Piatra Neamț, ba nu, la primăria Roman, da, am impresia că primăria Roman a primit ceva mai mult decât primăria Piatra Neamț, pentru biblioteca din Roman. Pentru două obiective la Roman, spitalul din Roman și biblioteca, da, a spus bine, la Piatra Neamț s-a dus 700.000 de lei. Inițial s-au dus... a fost discuție de 1.500.000 de lei doar pentru piață. S-a făcut un amendament chiar de către colegii independenți foști. Domnul PDL, Stafie a făcut amendament. Domnul Stafie, și s-a dus o sumă de 700.000 către piața centrală, care să nu creadă cineva că ajung să se construiască, să se reconstruiască piața centrală. Așa, pentru... Doar pentru început, pentru studii, pentru debut. Și 800.000 s-au direcționat către Vălen. amenajarea torenților de pe zona Văleni. Știm cu toții, în primăvară și nu numai, s-au petrecut acolo lucruri neplăcute pentru cei din zonă, au fost inundații. Trebuie să fim bineînțeleși
banii ăștia s-au dat pe niște obiective clare, deci clare, nu s-au dat bani undeva și primarul dispune cum vrea de bani. Nu. Deci banii ăștia se duc acolo unde trebuie. Dacă, exact. Dacă ar fi fost mai mulți, probabil că s-ar fi dus mai mulți și în alte părți. Mai avem apoi Comuna Bozieni, care a primit după cele două după cele două municipii a primit cea mai mare sumă. Nu știu să vă zic o sumă. 950.000 de lei la drumuri și încă 200.000 lei la cotele de facate din TVA. Aici discutați dumneavoastră la început de criterii. S-au dus mai mulți bani acum la cei care în prima parte a anului au fost vitregiți. Chit că n-au primit din cote defalcate, că n-au primit la drumuri sau poate n-au avut nici de beneficiat de pe urma ordonanței de guvern 28. Și atunci e posibil să sară în ochi în anumite localități sume mai mari de bani, nu, da, comparativ cu alte localități la momentul ședinței de vineri, discutăm. Nu, mie îmi sare în ochi suma asta de la drumuri, pentru că n-a primit nimeni, nicio comună din județul Neam, niciodată o sumă atât de mare. În ultimul timp, într-adevăr, eu sunt de un an și ceva și e posibil să nu... 950.000 n-a primit nimeni niciodată la drumuri. Nu a primit nimeni la o rectificare bugetară. Asta bag mâna în foc. Bun, e... criterii, sunt criteriile pe care acum le-au trebuie gândit. Să lăudăm și TLM-ul, pentru că la dumneavoastră, cu câteva luni în urmă, am văzut subiectul drumului județean de la Dămuc. Comuna Dămuc a primit acum, cred că undeva, 3 miliarde sau 3 miliarde de jumătate. 300 de mii. 300 nu sunt de foarte de mulți bani, dar iată că, într-adevăr, da, Consiliul Județean vrea să ajute peste tot unde e nevoie. Din păcate, da, nevoile sunt mai mari dacă decât... Dacă primim laude și la noi acasă, asta e bun. Da, a fost un reportaj de colegii mei. Adevăr. Deci nu da, e... nu e un adevăr și dacă nu a mers nimeni pe drumul ăla să-și dea seama cam cum se circulă acolo, o să înțeleagă că 350 de mii lei sunt chiar puțin. Mă rog. Sunt puțin, și sunt o altă sumă importantă a fost direcționată către Comuna Alexandru Cel Bun pentru Spitalul Bisericani. Continuarea lucrărilor la Sanatoriul Bisericani, 450 de mii de lei, 4 miliarde și jumătate în bani vechi. În da, vechi. Domnul primar Rotaru a spus că el e mulțumit, nu e de ajuns, dar e mulțumit. Acolo investiția necesită o sumă într-adevăr mai mare, dar e bine la momentul acesta. Se pot desfășura în continuare lucrările și... până la anul mai avem. Ați fost de acord cu rectificarea asta? Eu am fost de acord. Au fost două proiecte. Da, am primit un draft cu două zile, cred că înainte, maxim două zile, cred că n-au fost 48 de ore. Am studiat, banii ar fi vrut cu toții mai mulți, chiar și cei care au primit sume cărora în primul draft poate... erau mai puțin, cuprinse sume mai mici pentru Piatra Neam și pentru Roman. Nu la toate anexele. Vreau să zic că la unele din anexe și Piatra Neam și Roman au cedat undeva câte 2 miliarde, 3 miliarde. La drumuri. Cred că la drumuri. La drumuri, cred da. Că la drumuri. La drumuri primeau fiecare câte 200 de mile, dacă ții minte bine. Și la cotele de falcate aveau sub 100 fiecare. Da, da. Asta înseamnă că restul banilor se distribuiau cumva la mai multe localități. S-a dat într-adevăr la foarte multe localități câte o sumă. De 50 de mii de lei, aici, 30 de mii de lei. Pur și simplu pentru cheltuielile curente. Pentru sunteți curent, președintele pentru că... Partidului Conservator. Ați da. Participat la vreo negociere înainte de distribuția acestor sume? Da, parțial și am discutat strict de aceste subiecte pe care le-ați amintit dumneavoastră. De Bisericani, de Piața Centrală. S-a discutat atunci. Nu s-a detaliat că se va duce și pentru Torenți, cu toate că știam că e nevoie și acolo. Și am discutat de Roma. În discuție undeva de câteva probabil că sare, eu așa am gândit, pentru că în momentul ăla, știu că în aceeași zi, doamna Simionic, viceprimarul de Piatra Neam, s-a anunțat... Nu cunosc. Cred că a apărut ceva în presă. A anunțat că se semnează contractul la Ministerul Dezvoltării. Nu știu dacă s-a semnat. Pentru... Nu știu atunci a anunțat, că... și probabil că au avut în vedere, băi, dacă dau bani de la minister, n-are rost să-i dăm pe toți, hai să mai folosim și pentru Văleni. Posibil să fie. Aici n-am participat la nicio discuție. Știu că s-au purtat discuții separate cu liderii partidelor politice, n-a fost o întâlnire, să spunem, mai largă. Dar am fost consultat și... Înainte de ședință, da. În aceea zi sau...? Înainte de ședință, în aceea zi. Cu câteva ore înainte de ședință? În dimineața zilei respective. Ședința a fost la ora 16. Nu vreau să văd dacă ați participat la discuția dintre domnul președinte Guliță Tărâță, Gheorghe Ștefan, Laurențiu Loreanu,
Îmi cer că a fost domnul Harbuz acolo, Liviu da, Bumbu. Din câte știu, n-am fost prezent, dar din câte știu... La... am crezut că mai aflu și eu ceva din casa acum, dar nu. Nu, știu că s-a întâmplat această consfătuire, să spunem așa, unde s-au armonizat care sumele. Care e oarecum logică, pentru că văd că e o mișcare, e prima dată când văd o mișcare de genul ăsta făcută de președintele Tărâță. Au mai fost. Din păcate, negocieri au fost chiar cu toate partidele? În primăvară, eu mi-amintesc bine, la fiecare discuție referitoare la buget. Deci am venit și sâmbătă, am venit și duminica, cu câteva zile înainte de a se întâmpla o asemenea ședință unde se împărțeau banii județului. Deci au fost asemenea întâlniri și cu domnul Ștefan și cu domnul Arsene și cu toți președinții de partid. O altă negociere pe buget s-a făcut la Dragnea birou la un moment dat între Tărâță și Arsene. Ăla a fost ultimul moment, dar până atunci s-au petrecut 3 sau 4 întâlniri sunt și din păcate nu s-a ajuns la un numitor comun și a trebuit să stăm în pixul unora de la București. Nu, pentru că eu stau și mă gândesc, mi-aduc aminte de mandatul lui Dan Vasile Constantin, de mandatul lui Vlad Marcoci, mandatul, cine a mai fost înainte? Domnul Prunteanu. Se negocia, clar, veneau șefii de partide, se negocia, băi, unde dăm, cum dăm, fiecare ținea cu primăria lui, că așa e în tenis. E firesc până la urmă. E firesc pentru dar că trebuie să ajungi primarul la vine la deputat acasă sau la șeful partidului, șeful, am nevoie de bani pentru drum, am nevoie de aia. Că se împărțau și atunci, pe alte criterii. Nu, nu e normal și cred că am mai discutat lucrul acesta. Nu e normal să fie doar criteriu politic. Va fi probabil întotdeauna, că nu se întâmplă numai în România, nu trebuie să fim ipocriți. Dar și în situația în care, de fapt, noi împărțim sărăcia, eu cred că e firesc să plecăm de la niște formule matematice. Eu nu sunt de acord cu... Da, asta e legea. A se da la o comună bani în funcție de suprafața de hectare în intravilan. Nu e corect, pentru că o comună poate să aibă 500 de locuitori să fie pe jumătate de județ. Asta e clar, o tâmpenie. Aici așa e legea, asta e, păi mergem cu ea. Sunt comune unde, bine, ar trebui să făcut, nu știu, și datele alea de la recensământul din 2012, nu? Atunci s-a făcut. Da. Alea când începem să lucrăm pe ele? Când o dacă să fie o să alții vrem, plecați? Dacă sau o să când... vrem, și o zic destul de deschis acum, franc, dacă o să vrem să lucrăm pe acele date, România va avea de suferit. Nu doar o comunitate, când vorbim de Borlești, de Piatra Neamț, de județul Neamț. O să fie rău. O să fie rău. Și da, revenind... Domnul, aia e realitatea. România va pierde mulți bani. Problem? Înseamnă că noi nu vrem... E bine să le spunem oamenilor despre ce e vorba. Da. Pentru că dacă ascundem mizeria... Este bine, dacă tot am ajuns la... Ia fiți atent. Este bine că domnul Culiță Tărâță împreună cu domnul Ștefan au ajuns la un consens, un lucru cert. Este cert, domnilor, cei doi tineri de la PC, domnul Alexandru Mihai și domnul Cătălin Drăgușanu, e cineva care vă cunoaște, că sigur ar fi, dacă nu vă cunoștea, punea Mihai Alexandru. Cătălin Drăgușanu sunt un exemplu pentru județul Neamț și pentru... O să spun lumea că punem să... Cât tiber trebuie dată seara asta la meci? Să dea Dumnezeu să câștige România și... Bun, am ajuns la împăcarea dintre domnul Tuleță și domnul Ștefan. Nu știu dacă este ceva ce părea ireal a se mai întâmpla vreodată, pentru că au avut la anumite momente cei doi niște schimburi de replici puternice. Replici dure și poate că dânsii sunt la o vârstă a înțelepciunii și au ajuns la un numitor comun. N-am participat la nicio întâlnire dintre dânsii și nu știu ce s-a vorbit. Ce, e bine ce unește doi pentru politicieni? Județ. Banii sau votul? Poate și una și alta, dar eu dacă e să discutăm strict de persoane aminte de dumneavoastră, nu cred că vreuna din ele ar mai avea vreo problemă de genul ăsta. Cred că sunt persoane și cunoscute și cu o stare materială arhi suficientă pentru... Nu, mă refer la banii pentru comunitate, mă refer... Nu, stați puțin. Păi dacă ajungem la banii pentru comunitate, într-adevăr, aici ar trebui banii să ne... Banii necesari pentru a-ți pune în să aplicare cu proiectul toții pe care le-ai promis. Partidul Conservator, chiar dacă este un partid mai mic, dar până la urmă urmărim acest interes al atragerii de bani către județ. Din păcate, dacă ne uităm pe bugetul ultimilor 2 ani, vedem că e un minus de la an la an. Și probabil că va fi și în 2015 față de 2014. Și cred că unul din motive... Domnul Mihai, în 2015 nu avem niciun fel de alegeri. Vă dați seama? Tocmai eu unde vreau să ajung. Cu buzunarele e goale. Posibil ca unul dintre motivele banilor mai puțini să fie chiar această învolburare politică care nu ajută pe nimeni. Eu nu cred că dintr-un război vreodată a câștigat cineva.
n-a câștigat nici Rusia după al doilea război mondial, pentru că cred că 50 de ani războaiele care se dau la în județul Neamț, e clar că nu câștigă nemțeni. Dar nu câștigă nimeni, vă zic eu, domnul Alex. Deci chiar nu câștigă nimeni. Și revenind, trebuie să fie criterii destul de clare. Și criteriile astea să le aplicăm an de an. 5 lei de locuitor, 20 de lei pe kilometru de drum județean pentru reparație și apoi să dea Dumnezeu să creștem aceste sume. Dacă va fi și un pic de înțelegere și comunicare, eu cred că se poate merge la București cu un mesaj unitar, să aducem mai mulți bani în județ, că asta ne interesează. Vin proiecte europene, probabil de la începutul 2015, final de 2014, poate discutăm un pic și de proiecte. Și sunt banii europeni. Cei mai ieftini bani la ora actuală sunt banii europeni. Da, cei mai ieftini bani sunt banii care nu sunt ai tăi, nu sunt la tine din buzunar. Și văd că noi nu ne prea pricepem să-i luăm. Am mai avut discuția asta cu cineva acum și câteva săptămâni și nu, câteva zile. Nu, eu mă refer strict la Consiliul Județean Neamț. Pentru că noi avem un proiect de 40 și ceva de milioane de euro care ar trebui implementat undeva. E pe final de acum. Mai avem. Vă referiți la groapa de la Girov, de deșeuri. Căutăm un operator pentru depozit de deșeuri. Deci suntem în proceduri acum. Da, e licitație în SEAP. Sunt și oameni care suntem în proceduri. Din câte am auzit, eu nu am fost personal acolo, dar înțeleg că investiția e finalizată. Cred că și drumul de acces. O să mai fie o chestiune, cea a pazei. Și aici e o vină a Consiliului Județean. Nu e a mea, dar mi-o asum. Pentru că tergiversându-se votarea celui cai de sarcini, s-ar putea să avem niște costuri suplimentare. Sunt convins. Nu știu, acolo ori e o neînțelegere, ori e un interes, ori e... Eu unul de șapte ori am votat în același fel. Unii au votat, nu intrăm în detalii. Bine, până la urmă că s-a aveți trecut. Aveți un prieten care ar putea opera depozit de deșeuri? Nu aveți. Dacă mă lăsați în pauză, dau câteva telefoane. De asta ați votat de șapte ori la fel. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim în câteva momente. Revenim, doamnelor și domnilor, la discuția noastră cu domnul consilier Alexandru Mihai. Tocmai am primit un mesaj foarte frumos de colegii, era zic colegii dumneavoastră, nu putem ști de unde sunt. Bun, avem marea împăcare, da, dintre Tărâță și Ștefan, să spunem. Avem acea mare nebuloasă care se petrece în ultima perioadă. E pe final acum, pe data de 17, se termină cele 45 de zile în care aleșii locali din România pot migra, emigra sau face ce doresc, deși ar fi unii care ar putea emigra în alte state ca păsările migratoare. Nu ordonanță specifică? Poftim? Nu știu dacă se menționează și în ordonanță. A, nu, eu emigra. Glumesc. Am acum. Înțeles și eu glumea. Pot face ca lebedele dacă... După povestea Rățuș Căciorului. Nu ca cele de la Viena. Da. Să nu pățească de cele de la Viena. Să nu dea de români pe acolo, că nu-i bun. Mă rog, avem acum o altă conformație politică în Consiliul Județean. Cei 6 sau 7? 7. Consilieri PDL. Sunt 7, dar nu știm dacă vom avea o nouă conformație. A fost... Nu, dar au renunțat. Sunt independenți. Nu mai sunt la PDL, sunt independenți. Da, va fi o alegere pe care dânșii o vor face. Nu știm ce alegere vor face. Da, sunt 7 independenți. Au anunțat public la PNL domnul... E și domnul Ignat, cred, care nu e numărat aici, dar cred că dânsul rămâne la... Nu știu, el nu a spus nimic până în momentul de față. Domnul rămâne la PDL. Pavel. Gabi Pavel. E tot independent, da. A spus da. Că va fi independent. Și la ultima ședință s-a format așa o ușor o altă majoritate. PSD-ul a rămas singur el, PPDD-ul a lipsit, nu știm deci cum joacă deocamdată, și avem un EPR întărit cu două persoane noi luate de la PPDD, domnul Ploscariu și domnul Smarande, care au întărit rândurile uneperiștilor. Probabil că va ajunge și domnul Costache Lupu în Consiliul Județean, pentru că s-a lămurit chestiunea legată... Nu știu ce s-a mai întâmplat. Știu că la penultima ședință au fost... Din câte știu eu, bine, se putea spune de atunci, nici nu era nevoie de semnătura domnului Tomuleț. Am zis că trebuie să semneze doar șef de partid. Dar mă rog, probabil că... Dar era o problemă în cazul în care domnul Tomuleț ar fi... Nu cred. Semnătura domnului Tomuleț, îmi cer scuze că intervin, e necesară, pentru că a fost o listă comună pe Alianța Apel, care avea 3. Eu vă zic că tot ce a venit pe fostul USL trece și în continuare pe la mine. S-a greșit până acum.
În lege spune șeful de partid, punct, la revedere, e simplu. Mă rog, asta e altă chestiune. Dar nu, e problema... posibil ce spuneți dumneavoastră să aveți dreptate, să se discuta de apartenența la un partid politic. Partidul cu pricina îl propune. Mă rog, problema cea mare la domnul Lupu era alta. În cazul în care atunci când a candidat pentru... În 2012 a candidat pentru un alt partid. Ar fi demisionat din partid sau s-ar fi depus... Nu știm dacă s-a întâmplat lucrul ăsta, dar haideți să ne amintim de exemple concrete. Nu s-a întâmplat. Haideți să ne amintim de domnul Gigi Becali, care, deși era președinte al PNG-ului, a candidat pe listă USL. Da. Și mai un exemplu al domnului Victor Ciorpea, care în acea situație, fiind PNCCD... Există o declarație în lege... Și spune așa, propus de, în numele... Exact, nu este. Deci nu trebuie să fii membru. Neapărat necesar să fii membru acelui, al acelui partid. Un singur lucru nu se poate întâmpla și asta mi se pare oarecum logic, ca independent nu poți candida pe lista unui partid. Da, dar iată că avem acum, bine, discutăm de alegeri de altfel. Avem o situație și nu discutăm, dar am vrut să vă amintesc că există precedent. Da, o fi, treaba ei, nu ne interesează. Nu facem campanie. Până acum, PSD-ul cu PDL-ul, cu cei șapte care au demisionat din PDL și sunt acum independenți, făceau împreună cu PPDD o majoritate care era funcțională în Consiliul de Ani. A fost de multe ori discuția aceasta, s-a spus că e o majoritate de conjunctură. Deci nu știm dacă am și majoritatea de care povestim acum e de conjunctură sau. E clar de conjunctură, alianțe s-au mai făcut și s-au mai desfăcut din conjunctură, hai să fim realiști, că așa e în politică. Cineva îmi spunea că imediat după alegerile prezidențiale se vor schimba vicepreședinții. Nu ne interesează pe noi. Că se vor schimba, că chiar, nu se... Chiar nici pe mine. Nu mă interesează o astfel de modificare acum, când nici nu avem bani, când ne dăm cap în cap, mai are rost mai schimbăm vicepreședinții? Eu cred că nu. Să supunem chiar la vot... Chiar cred că nu, pentru că există doi președinți cu... Vicepreședinți. Vicepreședinți, îmi cer scuze, cu vechime, ca să... glumesc un pic, pentru că știm cam ce mișcări au fost din 2012 până acum. Aveam și vicepreședinți cu vechime de o lună sau două luni. Acum fiecare pe domeniul pe care activează, pentru că fiecare are anumite atribuții, are puțină experiență și nu e ușor să vii undeva pe o asemenea poziție, să iei iarăși lucrurile de la zero. Eu vreau să spun că particip, cred că am fost la 4 sau la 5 întâlniri până acum, la acel comandament care se întâmplă vineri dimineață de la ora 9, unde discutăm de vestitul proiect APASERV care se desfășoară pe tot teritoriul județului, pe cele 7 centre, întâlnire unde vine domnul vicepreședinte Manoliu și vin toți cei care fac lucrări în Neamț. Am fost de multe ori și vreau să zic că acolo chiar sunt constructive, nu în toate zonele județului, dar sunt constructive discuțiile, pentru că dacă e să discutăm de cele 1, când se numește Piatra Neamț, Dumbrava Roșie, chiar eu am monitorizat parte din acest proiect și am stabilit de fiecare dată termene, unele s-au respectat, dar până la urmă s-au atins obiectivele. Mai există două probleme aici, se va cere o amânare a proiectului strict pe cele 1, vestita stradă Petru Movilă, unde știm că sunt probleme și nu e vina constructorului, și mai e ceva pe zona Dumbrava Roșie, la fel din cauza unor utilități. Din câte știți, acum, dacă tot am discutat, s-a găsit vreo soluție pentru Petru Movilă, pentru că e cea mai bună stradă din municipiul Piatra Neamț, care va fi tăiată în curând. Da, din păcate, pentru că nu s-au găsit soluții și acum tocmai s-au făcut amânări și se va sparge efectiv strada, din păcate. Asta a fost ultima discuție, eu am participat acum 2 săptămâni, n-am fost la ultima ședință. Chiar la una din întâlniri a fost și domnul viceprimar Dragoș Chitic și chiar dânsul a prezentat că după discuții cu fel de fel de specialiști, din păcate acolo o să trebuiască să ajungem. Nu este de acord executantul lucrărilor care avea o garanție, îmi scapă numele, firma de la Onești. Paco. Și asta e, suntem nevoiți. Asta e Cășuneanu sau Umbrărescu, că nu mai știu. Cred că domnul Cășuneanu. Cășuneanu. UMB este Umbrărescu. A, da. Nu facem reclamă la nimeni acum. Da.
Da. Își fac chestii, îi cunoaște o țară întreagă. Deci, iată că ajungem la, ce spuneam, comunicare, oameni care au habar despre lucrurile respective și să schimb din mers ceea ce funcționează, nu cred că e bine. Dacă mașina e în mers, nu-i schimb roata. Da, dar noi, noi și legile le schimbăm în mers. Da, nu, deci chiar cred că actualii vicepreședinți își fac treaba, sunt de un alt partid, suntem aliați, într-adevăr, dar aș fi spus același lucru și dacă erau din altă formațiune, care poate, să spunem acum, e într-o altă parte a baricadei politice. Da, păi asta e, că de obicei avem, așa e la noi. Trebuie să mai fim și obiectivi. În tenis avem treburi, bă, pe cine punem vicepreședinte? Acum nu spun că nu sunt oameni mai buni, tot timpul există un om care... V-ar conveni funcția de vicepreședinte dacă ați avea susținere? Dacă ar fi susținere, a spus foarte bine, de ce nu? Nu accept orice provocare. Nu cred că sunt prea atât, vă dați cum seama zic acum, mulți, dacă dar se eu uită cred la că noi, experiență din manageria la... Dacă vă dați seama că acum jumătate dintre consilieri de țin v-au pus gând rău. Nu știu, poate mă vor susține, nu acum, când va fi cazul vreodată. Nu, v-au pus gând rău, zi, a, tu vei vicepreședinte, aha, aha, de azi înainte te trebuie. Eu nu cred că cineva care activează în politică trebuie să ferească de vreun examen, că eu așa consider că e un examen, orice lucru nou. Dacă ar privi toată, toți oamenii politici care lucrează și în administrație, adică dau cu subționatul și în fața cetățeanului, să gândească că de fapt o funcție din ăsta nu e una unde mă căpătuiesc, ci e una în care trebuie să muncesc. E multă muncă și e un examen. S-ar schimba datele. Eu pot să vă spun destul de simplu. Vorbeam de domnul Manoliu, putem să vorbim la fel de bine de doamna Emilia Arcan. Oricare din dânsii, dacă ar fi fost pe un post de consilier, mai aveau indemnizații, mai aveau 2-3 aga, munceau câteva zile, își vedeau și de business. E aici la funcția de vicepreședinte, ești de dimineață până noaptea, seara, dimineața, oricând e nevoie, ești la dispoziția cetățeanului și sunt probleme. Doamne ferește, mai vine o inundație, vin incendii, vin fel de fel de cazuri. Deci nu e simplu. Mulți văd, vai, are mașină, are telefon, birou, secretară, viață de huzur. Nu e așa. Dar nu, păi, nu, e altă mâncare de pește aici, pentru că eu nu vorbesc de cei din mandatul ăsta, vorbesc de alții, în alte funcții la un moment dat. Și știu că la unul a fost foarte sincer, era un tânăr politician care a ajuns la un moment dat pe o funcție, promovat. Și am zis că, băi, a doua zi după ce am fost instalat în birou, au venit niște domni la mine. Unul că să-mi propună un business că iau comision atât, altul să-mi propună un business că iau comision atât, altul să... Și pur și simplu nu știam ce să le spun. Nu știam cum mă cheamă pe mine. Și nu... Și a refuzat omul, da, de două ori, de patru ori, de cinci ori, la un moment dat i-a chemat pe toți. Trebuie să facem puțină ordine. I-a zis, noi facem așa aici. Adică lucrăm, așa, legea spune așa, regulamentul ăsta este, vreți lucrări, veți așa, mergem la licitație, câștigați. Nu-mi trebuie comision, dar... A, șef. L-au schimbat după foarte puțin timp. Nu era bun. Da, era câteodată bun. Sistemul te mai... Nu, sistemul oricum elimină, te mai... să spunem. Dar nu, eu cred că e vremea celor tineri, tineri veniți nu doar în politică, în administrație, care vin din mediul privat, care trebuie să vadă orice activitate ca un business privat. Sună urât pentru cei care n-au lucrat în privat, nu înțeleg. Dar le zic eu, oricând, în orice activitate economică, sunt poate câteva excepții, trebuie să vină un leu profit. Pentru că de acolo vin salarii, de acolo vin beneficiile unei entități, că e private sau că e de stat. Da, discutăm de societățile Consiliului Local, județean și așa mai departe. N-am apucat să discutăm din nou de trolebuzul. Cred că am mai discutat și la dumneavoastră. Ajungem și acolo. Așteptăm știu că, da, trebuie să discutăm pentru... de trolebuzul și despre, nu știu ce mi-ați promis dumneavoastră, acum nu mai știu care -s. Ați spus că vreți să dați niște bombe din agricultură. Corect. Dacă o să avem timp, vorbim și despre asta. Da, haideți să începem despre troleibuzul, dacă tot... Bun, activitatea de troleibuzul că... pe ultimii 2 ani, de când e nou director doamna Nadia Năstase, e pe plus. Ceea ce respectiva societate n-a mai văzut de mult. Eu sunt mai nou în politică, n-am studiat foarte mult problema troleibuzului, dar știu că a fost o gaură neagră a Consiliului Județean. Una din găurile negre, pentru că nu au mai fost singura, și altele. Ne amintim de nefericitul Drupo. Iată că am văzut că se cam redresează așa. Acum, iată că după măsurile luate în ultimele 3-4 deci luni... Poate. Deci se poate. Ei, e un exemplu fericit și troleibuzul din acest punct de vedere. Deci iată că este profit. Așteptăm
programul 2014-2020 pentru fonduri europene, pentru investiții, și pe nou program de transport. Trolebuzul are pregătit un proiect. Proiectul e mai complicat aici, pentru că nu poate să facă, să depună proiectul direct societatea Trolebuzul, trebuie prin Consiliul Județean. Iar Consiliul Județean apoi trebuie să aibă un acord cu Primăria Piatra Neamț, pentru că, să spunem, cea mai mare parte a infrastructurii se desfășoară pe teritoriul municipiului Piatra Neamț. Și atunci, eu, să spunem așa, am preluat cumva toată această mișcare și sunt ca o balama între societate și Trolebuz, nu doar eu, și colegii mei din AGA și doamna director, am fost la Consiliul Județean. Pregătim cumva ca atunci când va veni ghidul, trebuie să vină ghidul pe transport. Deci nu știm exact ce va stipula nou program, unde se vor duce bani. Trolebuzul dorește pentru investiții în parcul auto, deci trolee noi. Dorește și o extindere a rețelei. Știu că sunt trei zone. Una e spre Rosnov, până la Rosnov. Da, până la Rosnov. O să fie mai greu poate acolo, pentru că pe programul vechi nu apărea extindere în afara orașului. Dar dacă discutăm strict de Piatra Neamț, va merge troleul până la Ocol. Asta se dorește a se face, și până la sala polivalentă. Ocol înspre Târgu Neamț, sala înspre, polivalentă. În momentul când se va accepta și extindere în afara orașului, atunci cu siguranță va fi extindere și până la Rosnov. Schimbare rețea, stații de transformare, a fost un plan la un moment dat și pentru comuna Alexandru cel Bun, dar e o problemă cu drumul și cu exproprierile și nu e destul de lat, pentru că ar trebui să fie mult mai lat drumul, trebuie două benzi pe sens, uh-huh, și nu cred că e posibil. Deci reînnoire parc auto se va face cu siguranță, acum să vedem exact unde ne putem încadra, valoare proiect, doamna Părâu din cadrul Consiliului m-a cunoscut și o să mă cunoască destul de des de acum încolo. Cred că este deschidere și din partea Primăriei Piatra Neamț. Acolo există, de fapt, studiul de prefezabilitate. Ei trebuie să-l întocmească. E o discuție și aici, dacă îl face AD Urbtrans sau Primăria. Chiar la ședința de ieri am hotărât, undeva săptămâna viitoare vom face o întâlnire cu toți aceștia enumerați anterior, să plecăm de acolo cu o concluzie și cu un mic plan de bătaie, să spunem așa, că atunci când va veni ghidul să fim pregătiți și să demarăm cât mai repede proiectul. Da, știu, gândurile astea sunt expuse și au fost expuse și în presă de doamne Anastasie, exact, de ceva vreme. Exact. E logic să se întâmple e logic, astfel de lucru. Parcul auto e destul de îmbătrânit la trolebuzul și, doamne ferește, să nu se întâmple vreodată ceva, pentru că atunci o să avem subiecte de breaking news. Nu, eu nu-mi doresc. Nu ne dorim. Deși nu mai merg cu mijlocul de transport în comun. De s-a schimbat, s-a schimbat destul de mult și în condiții și în sistemul de lucru. E mult mai civilizat. Mai fură bilete. Dacă vă zic că trolebuzul, cred că e singura instituție pe transport care merge cu bilete fiscalizate. Se fac controle și aici. Mai sunt scăpări. Au fost două, trei mici excepții. S-au făcut corecturi. Să sperăm că nu. Acum știm cu toții că se eradicăm e mai greu, total. Pentru că mi-aduc aminte cum se numea Maxi Taxi prin anul Ceaușescu, ce poreclă îi dăduseră oamenii, funduri fundulețe pe la gemulețe, nu? Cum era? Nu știu. Nu, eu n-am să înțeleg niciodată, de fapt înțeleg oarecum, dar n-am să înțeleg niciodată de ce într-un astfel de sistem, atunci când ai o firmă, cum este Trolebuz, a Consiliului Județean, și nu vorbesc de mandatul ăsta, să fiu bineînțeles, care nu are concurență și care își face treaba foarte bine și ține prețurile foarte jos și transportă cetățenii cu un mod de transport ecologic, liniștit, fără a polua, să dai voie într-un oraș, nu zic de județ, dai voie într-un oraș să apar atât de mulți transportatori. Da, aici o ați ridicat foarte bine. Care îți fură, pur și simplu, clienții din stații. Nu e normal și eu cred că la întâlnirea care va să vină săptămâna viitoare o să trebuiască să discutăm și cu Primăria Piatra Neamț, pentru că ei sunt cei care dau licențe, să spunem așa, pe sublinia de troleu, da? În Piatra Neamț. Și nu cred că e firesc, pentru că deja e o concurență neloială. Mai e de spus un lucru. Societatea Trolebuzul primește subvenții, da? Toată lumea zice, vai, dar primi subvenții.
Corect. Dar există atâtea și atâtea categorii sociale care beneficiază de serviciile trolebuzului cu preț subvenționat. Dacă s-ar elimina această subvenție, prețul ar crește automat. Eu nu știu atunci dacă multe categorii sociale ar mai fi bucurate. Dacă n-ar exista trolebuzul, eu spun și o spun în cunoștință de cauză, prețurile la transportul public de persoane în Piatra Neamț ar exploda. Tocmai. Este singura instituție care regulează în momentul de față prețurile pe transportul public. Aduce un echilibru. Și legat de subvenție, vreau să mai spun și mă folosesc de prilej întâlnirii cu dumneavoastră, există o mică restanță, iată, dacă banii nu ajung, la Consiliul Județean către Societatea Trolebuzul. Și la proxima ședință o să spun, o fac și acum, e vorba undeva de o sumă de 1,5 milioane. O mică aproape. Sumă. O mică sumă. E tot timpul, de lei subvențiile au venit tot timpul, dar au venit cu mici întârzieri. Și e vorba de 1.500.000 de lei aproape, 1.470.000. Dar e de ceva vreme. Ele vin tot timpul cu 2-3 luni. Și ar fi bine acum pe final de an să ne apropiem apropo cu sumele. Apropo de bani, dacă tot am ajuns la bani, că nu vreau să uit, sincer să fiu. De unde avem, domnule, bani de atâtea asocieri? Ne-am asociat, nu știu, numai. Bine că n-avem mai multe comune decât... Serios! Într-adevăr, dar asocierile din ultima perioadă au crescut substanțial ca sumă. Înainte se dădea... Nu știu ce era înainte, dar eu pot să compar cu anul trecut, pentru că anul trecut... Cine lua 10.000 la o asociere era fericit. Acum ați dat 20.000. Eu am venit anul trecut în Consiliul Județean și, într-adevăr, față de anul trecut sunt mai multe sume. Sunt mai multe comune care solicită. Și nu mă deranjează. Eu nu zic că nu trebuie date, dar eu cred că la începutul anului, undeva ianuarie-februarie, ar trebui să ne așezăm să vedem care e bugetul și, într-adevăr, să dăm la toți, dar să dăm, nu știu, cât de cât echitabil. Da, să nu fie discrepanțe foarte mari la o comună la alta. Nu mă interesează, dați la toată lumea. Deși atunci când ești în criză, strângi cureaua în anumite domenii. Așa am gândit și eu, dar până la urmă există comunități care poate nu au multe bucurii într-un an. La un moment dat, ușurele le pun și eu pe căprării acum, că asta e mult de muncă aici, iar de la informații de la Consiliul Județean nu primesc absolut deloc. Orice lege aș invoca eu, 544, numai, gata, s-o tot. Consiliul Județean a devenit o fortăreață închisă. Nu, eu nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Nu știu. Vă referiți, eu... Sunt informații pe care noi, presa, le putem solicita conform legii 544 în orice domeniu și sunt informații publice care nu se mai închisește nimeni să mai răspundă la ele. Eu chiar mi-am dorit să aflu cum se justifică banii ăștia. Din asocieri. Există... În spate există anumite propuneri, se duc pe Consiliul Județean, nu mă interesează după ce s-au cheltuit, cum au fost justificate. A, dacă vin de contările într-adevăr, cum trebuie să și fie cum în hârtie. Vin și așa mai departe. Că am înțeles că în unele zone sunt probleme. Sunt bani publici care se dau pe asocieri atunci când consilierul județean zic, bă, da, e o chestie deșteaptă, e frumoasă, trebuie să-i ajutăm pe oamenii ăștia să facă un astfel de proiect, dar de multe ori, de prea multe ori, se duc bani pe chermeze. Acolo eu știu că chiar a spus-o și nu e normal. Nu, băi, asta e, ar trebui, după ce se încheie anul, în Consiliul Județean, nu mie. O să cerem un raport și eu știu că s-au mai dat rapoarte în trecut și... Nu s-au dat cum trebuie date. Bun, chiar o să urmăresc la sfârșit subiectul de an acesta. Ar trebui să spun, băi, câte asocieri am avut? 15. Pe ce s-au dat bani? Pe aia. Există justificări? Da, ia să le vedem. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Dacă am Biruința Ghereiești, da, echipa de oină, care e singurii, mă, frate, din România, aia merită un ajutor, pentru că fac ceva bun e acolo. E sportul național la Dar România. Sunt unele asociații înființate alaltăieri și vin acum și cer bani la Consiliul Județean pentru nu știu ce proiecte și s-a observat de multe ori că se plimbă unii oameni prin alte țări. Mă rog, ce într-adevăr, aveți dreptate, în criză nu e firesc să se întâmple. Da, am înțeles, dacă dau la Biruința Ghereiești 6.000 de lei, da? Nu e vreo mare brânză, dar lor le ajunge de tricouri, de bâte, de oină, de mingea de oină, mai departe, nu știu. E un ajutor, într-adevăr. E bine să dai acolo unde este, într-adevăr, banii pe care îi dai vin, băi, ne-a ajutat, ne-au din acest scos. Motiv eu aș fi de acord cu asocierile să se dea în mod echitabil, pentru că pentru o comunitate, vorbeați de Ghereiești, e chiar un eveniment să se petreacă o dată pe an, o zi sau două, zilele comune. E o emulație pentru ei. Nu mai avem cămine culturale, nu mai sunt activități care să țină oamenii la oaltă, uniți, pentru că tot vorbim de comunicare, dezbinare. E un mijloc care îi aduce pe oameni împreună. Aici eu nu sunt de acord.
Și nu mă refer la Ghirești. Sunt de acord că nu sunteți de acord. Nu sunt de acord, pentru nu cred că ar trebui să se dea bani de la Consiliul Județean pentru organizarea zilei comune. Comuna, din păcate, nu are mijloace să facă mijloace proprii. Și de asta ajunge la Consiliul Județean. Eu știu primari deștepți care s-au descurcat. Sunt cazuri și cazuri. Sunt comune care nu vor cere niciodată pentru că au resurse. Da, nu mă refer la aia care au suficient. Resurse. Aia au, nu, ar fi culmea să vină să vină și să ceară bani pentru ziua comune. Acum, haideți să fie, sau cordonul. Sau Tașca. Sau Dumbrava Roșie. Sau sunt comune care se descurcă singure. E altă mâncare de pește acolo. Bun. Întrebați-mă de agricultură. Vă rog frumos, nu vă întreb nimic. Întrebați-mă, nu mă întrebați. Bun. Suntem pe final de an. Ministerul Agriculturii a pornit, să spunem așa, o corespondență cu Bruxelles vis-a-vis de nou program pe care intrăm. La sfârșitul acestei luni se va petrece o vizită a ministrului și a aparatului ministrului la Bruxelles și se va cumva finaliza această discuție referitoare la fondurile europene ce vor veni. Vor fi, pe scurt, nu știu cât timp avem, vor fi bani în plus, mai mulți bani, va fi finanțare mai mare din partea Uniunii Europene, să spunem. De unde aveți informațiile astea? Că nu vă știu special. În urma discuțiilor cu ministrul Daniel Constantin. Am fost la întâlniri. Noi așa facem, trebuie să precizăm sursa. Păi întrebați-mă. Așa. Chiar săptămâna trecută sau cu două săptămâni a fost la Iași și s-au făcut comunicări în acest sens. Au venit și secretari de stat, a venit domnul ministru, după cum am spus. Au venit fermieri și au fost anunțați de aceste lucruri. Se va merge cu finanțare pe anumite proiecte. Nu pot să zic ce proiecte, pentru că acum, dacă aș da informația, poate nu o să fie exact 100% reală. Cam aia va fi. Vreau să zic că România, când ne comparăm noi cu Polonia, a rămas undeva la 10 subiecte de discutat. Polonia, cu vreo 3 săptămâni, aveau câteva sute de pagini de discutat. Deci, iată că s-a pornit din timp și o să demarăm mai repede cu proiectele. Deci, până la 90% va fi cât de cât noutate. Vor fi mai mulți bani pe fiecare domeniu în parte, să luăm așa. Discutăm acum, de exemplu, de zootehnie. Anul viitor, anul 2013, să o luăm așa din urmă un pic, subvenția pe cap de bovină pentru vaca de lapte a fost de 500 de lei. 2014 a crescut la 700 de lei pe an, sigur. Uh-huh. Iar ca noutate pentru 2015 și nu știu dacă s-a mai dat informația, suplimentar față de cei 700 de lei pentru vaca de lapte se va da o sumă de 250 de euro. 250 de euro de la 3 capete în sus. Pentru vaca de carne, un segment care a crescut în ultimii ani în România și va crește și un mare potențial aici pe piața românească, la vaca de carne suma va fi suplimentară față de cei 700 de lei pe an de 300 de euro. Deci iată că se întâmplă lucruri aici. Vorbim concret de măsuri care vor să reactiveze acest domeniu al zootehniei. Domeniul zootehniei care în urmă cu ceva ani a avut de suferit, a fost secetă, producția agricolă a fost mai scăzută și automat și acest segment a avut de suferit. Și se vede o revitalizare. Știm cu toții, și premierul și ministrul agriculturii s-au întâlnit cu delegații din China, că s-au întâlnit în România sau chiar la Beijing. Și iată că pe domeniul agriculturii se văd efecte pozitive. Pot să vă zic că e al doilea an consecutiv în care e excedent pe domeniul de agricultură, deci exportăm mai mult decât importăm. Pe primul semestru, vă pot spune, acum nu există datele cumulate la statistică până mai spre luna octombrie, s-a exportat de 1 miliard 800 de mii de euro, undeva cu vreo 700 de mii de euro mai mult decât produse agricole, mai mult cu vreo 700 de milioane de euro față de 2013. Deci rezultatele, eu zic că se văd. Și acum o să-mi lau eu marfa noastră, pentru că ministrul agriculturii e de la Partidul Conservator, e președintele Partidului Conservator. Se vorbește atât de rar despre Partidul Conservator și despre ministrul agriculturii, încât vă las în pace să vă lăudați cât doriți. Poate ar trebui să discutăm mai des, nu neapărat de un ministru sau de altul, ci de cei care își fac treaba. Da. Asta e clar. În Neamț nu prea am avut noi parte de vizita domniei sale, au mai fost. A fost. Poate n-a fost atât de mediatizat, aici nu e vina mea. Chiar anul trecut a fost în două rânduri, o să vină și anul ăsta, o să vină și anul viitor. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în seara asta. Mulțumesc de invitație. La emisie. Ușor, ușor, să știți, până la urmă îi voi aduce pe toți cei 30 și
Sper să se ocupe. Împreună și... venim. Poate facem o întâlnire la Consiliul Județean. N-ar fi rău, dar împreună nu îmi doresc chiar împreună cu toții, pentru că și acum s-ascund unii după stâlpi. Dumneavoastră stați în fața și unui... Și eu stau cu spatele la cameră, dar asta da, nu înseamnă că mă ascund. Cu, în fața unui stâlp, dar sunt unii care se ascund foarte bine. Sunt unii consilieri pe care eu îi cunosc, n-ai, îi cunosc de atâția ani de zile, dar sunt colegi de-a mei care mă întreabă cine vorbește acum? Avem plăcuți acolo. Da, dar nu le putem vedea pe toate. Da, eu acum dau exemplu consilierului Marius Neculai. Nu Marius Neculai, Cătălin Neculai. Fratele fostului deputat, Marius Neculai. Așa. Care am aflat că a fost consilier de țean. Memorasem figura, știam, care am aflat că abia când l-a dat ani, incompatibil. El n-a cuvântat niciodată decât la depunerea jurământului. E ca mulți dintre... Poate a lucrat mai mult în comisie. Acum nici eu nu iau cuvântul, pentru că dacă vreau să iau cuvântul și asist la anumite dialoguri care mie nu-mi fac plăcere, mă înfrânez. Lăsăm dar... dialogurile alea. Dar una e să... Totuși să fii chiar invizibil. Nu te vadă nimeni niciodată. Poate e sub acoperire. Nu, nu mi se pare normal nici să fii ales degeaba. Da, ne oprim, gata. Mâine avem o altă întâlnire. Zic eu, interesantă. E o instituție cu un buget substanțial din județul Neamț. Nici nu știu. Nu ne spuneți? Acum încerc să merg. E vorba de doamna Mihaela Lungulese de la... Agenția de Plăți și Intervenții. AJPIS. Agenția Județeană de Plăți și Intervenții, Plăți Sociale. Plăți Sociale. E prima dată când o am alături de mine în studio. Sper să ajungă să fie tot în regulă. Mai sunt vreo 24 de ore până atunci. Rămâneți cu Ștefania și cei care nu rămâneți cu Ștefania, mergem cu toții să ne uităm. Hai România. Hai România, da. Mulțumesc băieți. Ne revedem mâine seara. La revedere.